Salut YouTube! Ne întâlnim din nou. Astăzi voi continua cu seria prezentării cuțitelor pe care le dețin și am să vă prezint unul dintre cuțitele care mie îmi place foarte mult. Este probabil cel mai utilizat cuțit al meu. Este vorba despre Bravo 1 de la Bark River. Cuțitul a venit în această teacă de piele. Este o teacă bună, are multiple posibilități de fixare pe diferite elemente de echipament. Putem lega aici, are aceste capse care sunt goale pe interior, astfel încât putem trece prin ele un paracord sau alt tip de șnur. Are această buclă pentru amnar. Aici, în acest moment, eu folosesc acest tip de amnar. Este un amnar care nu a venit cu cuțitul. Cuțitul a venit cu această buclă goală. În același timp, teaca are și minusuri. În primul rând, nu poate fi purtată la curea decât în poziție verticală. Nu are acea posibilitate de a fi atașate curele pentru poziția orizontală. În al doilea rând, soluția pe care au găsit-o cei de la Bark River pentru retenția cuțitului în teacă este una care mie nu-mi place, sincer. De ce spun acest lucru? Această baretă de piele care reține cuțitul în teacă se deschide pe partea tăișului cuțitului. Într-adevăr, are această scobitură în partea de jos, unde poate fi ținută această baretă, însă, dacă nu suntem atenți, în momentul în care vom scoate cuțitul din teacă, uitați că s-a și întâmplat, riscăm să tăiem, practic, această baretă. De ce spun acest lucru? Pielea este groasă, însă, cuțitul taie foarte, foarte, foarte bine și avem șanse mari ca atunci când introducem sau scoatem cuțitul din teacă să tăiem această curea. Iar o dată tăiată, retenția tecii în sine nu este strălucită, practic cuțitul nu este reținut în teacă prin fricțiune, ci este reținut ca urmare a aplicării acestei barete. De asemenea, alt minus al tecii, eu am cuțitul, dacă se poate vedea, cu rampă, cu această rampă. Teaca este universal valabilă, adică este și pentru cuțitele care au numai striații sau care nu au rampă, astfel încât în momentul în care eu introduc cuțitul în teacă, pentru a feri cureaua, trebuie să vin în partea asta și râcâi cu rampa, râcâi această parte a tecii. Deja se și observă, pielea este puțin exfoliat aici, să spunem, datorită contactului cu rampa care este aplicată pe cuțit. Dar, una peste alta, teaca este una bună, solidă, nu a avut probleme cu ea, ține la tăvăleală. Am impregnat-o și cu o soluție care o face impermeabilă, astfel încât nu am probleme în cazul în care mă prinde ploaia. Un alt minus, din punctul meu de vedere, al tecii, este lipsa unei găuri pentru scurgerea apei eventual intrate în interiorul ei. Nu avem așa ceva la această teacă și în cazul în care ne prinde ploaia sau ne cade cuțitul în gârlă, este destul de complicat să îl uscăm. Nu mi s-a întâmplat acest lucru, dar vorbesc ipotetic și bazându-mă pe alte teci care au prevăzut în această zonă gaura pentru scurgere. Cam atât despre teacă. Încă o dată vă spun, este o teacă bună, o teacă decentă, o teacă care își face treaba. Protejează bine și cuțitul, dar și restul bagajului de tăișul cuțitul. Acum, haideți să vorbim despre cuțit. Mie îmi place foarte mult acest cuțit. Este un cuțit care
nu a fost destinat inițial bushcraftului. Acest cuțit se spune că a fost desemnat câștigător la o selecție efectuată de către trupele speciale americane, care și-au ales dintre mai multe cuțite fabricate de mai mulți fabricanți acest cuțit, evident adăugând și anumite elemente specifice, astfel încât cuțitul practic este un cuțit tactic. Într-adevăr, are această formă care este mai deosebită, care atrage, dar nu pierde nimic din funcționalitate. Practic, acest cuțit, în acest moment, este un cuțit bun la toate. Poate fi utilizat ca și cuțit tactic, poate fi utilizat ca și cuțit de vânătoare, pentru că are atât această burtă destul de lungă, cât și acea curbură care permite să-l utilizăm la jupuit. Dar, în același timp, poate fi utilizat ca și cuțit de bushcraft. Acest cuțit pe care l-am eu este Bravo 1, dar nu varianta inițială, care era în A2, cred, ci este varianta LT, varianta Light. Și acest lucru datorită faptului că este făcut dintr-un oțel superior, și anume CPM Crewware. Este un oțel care este foarte bun, este un oțel care ține foarte bine tăișul. Am avut inclusiv ieșiri de aproximativ o săptămână, deci câteva zile, în care am folosit cuțitul destul de intensiv și nu am avut probleme cu el, în sensul că și-a pierdut tăișul. Este relativ greu de ascuțit, dar mai ușor de ascuțit decât alte cuțite făcute din oțeluri superioare, cum ar fi CPM 3V, ca și duritate, ca și rezistența a tăișului, acesta se apropie foarte mult de CPM 3V. Practic nu putem să ne dăm seama la utilizare de diferență, în schimb este mult, mult mai ușor de ascuțit comparativ cu acela. Ca urmare a calității oțelului din care este făcut, fabricantul a avut posibilitatea să reducă dimensiunea. Bravo 1 inițial avea o dimensiune, o lățime a lamei de 5 mm, acesta are o lățime a lamei de 4,2 mm, dar scăzând lățimea lamei nu se pierde din rezistența cuțitului, deoarece, așa cum v-am spus, acesta este făcut dintr-un oțel superior care rezistă foarte bine la diferite tipuri de utilizare, ca să spun așa, merge foarte bine la batoning. Nu am emoții cum am avut la cel de la Buck, că voi rămâne fără vârf dacă bat în el. Nu am emoții să-l utilizez pentru a sfredeli diferite găuri în lemn. Practic este un cuțit în care am toată încrederea. De ce spun că am toată încrederea? Pe de o parte, datorită oțelului din care este făcut, iar pe de altă parte și faptului că fabricantul oferă o garanție pe viață. În cazul nostru, fiind în Europa, o garanție de 50 de ani sau 30 de ani, nu mai mi-aduc aminte exact, însă, spre deosebire de alte cuțite, această garanție acoperă orice deteriorare a cuțitului, indiferent că aceasta provine din utilizarea normală sau din abuzarea cuțitului. Se spune că au acoperit cu garanția aceasta și solicitarea unui tip care își scăpase cuțitul într-un puț de lift și evident a ajuns jos, s-a ciobit, s-a spart, nu știu ce, dar au menținut această garanție și au schimbat cuțitul cu unul nou. Deci, acestea fiind spuse, am toată încrederea că, indiferent de modalitatea în care utilizez cuțitul acesta,
Fie va rezista și nu va avea probleme, fie voi putea să-l înlocuiesc prin simpla trimitere a cuțitului către producător. Nu este nevoie de chitanță sau așa ceva, pur și simplu trimitem cuțitul și ne restituie unul nou sau cuțitul reparat. Ceea ce înseamnă foarte mare lucru din punct de vedere al calității cuțitului în cauză, deoarece producătorul își asumă această bună funcționare a uneltei respective. Este acest cuțit prevăzut, așa cum am spus, cu rampă, contrar a ceea ce cred eu și a ceea ce îl folosesc, mi s-a spus că, de fapt, această rampă este pentru amnar, pentru ferocerium și că, de fapt, scopul ei este acela de a te ajuta în momentul în care lucrăm ceva de finețe și trebuie să punem degetul pe lamă. Da, nu zic nu, în schimb, este foarte mare ajutor atunci când găuresc, atunci când forez. Această rampă și mai ales tăiațiile care sunt pe ea mă ajută foarte mult să nu scap cuțitul din mână. De ce spun acest lucru? Mânerul este făcut din Black Canvas Micarta, mi se pare. Dar aceasta este lustruită. Fiind lustruită, pierde un pic din aderență. Cu o mână udă, o mână înghețată, este mai complicat să ținem cuțitul în mână în mod sigur. Și atunci această rampă este binevenită. Inițial nu prea mi-a plăcut cuțitul având rampă, aș prefera să fie fără rampă. Nu sunt adeptul nici a striaților pe partea superioară a lamei, nici a acestei gen de rampe, însă am început să îmi placă. Chiar acum, dacă aș avea un cuțit de genul ăsta fără rampă, nu mi-ar plăcea atât de mult cum îmi place cuțitul pe care îl am. Inconvenientul major al calității pe care o are cuțitul este prețul. Prețul care este un preț ridicat, la care trebuie să adăugăm și transportul din state în România. Eu l-am adus printr-un prieten, practic livrarea în state este gratuită și prietenul în cauză mi l-a adus în România când a venit în țară. Dar oricum, prețul este unul ridicat. În schimb, încă o dată vă spun, nu am probleme a utiliza cuțitul așa cum am nevoie în teren. Nu am emoții în sensul că aș putea să rămân fără cuțit deoarece și-a pierdut tăișul. Nu am emoții că îmi ruginește. Într-adevăr, cruierul este un oțel undeva, nu știu să spun acum, în proprietățile chimice, dar cert este că ruginește. Ruginește mai greu, dar ruginește. Și acesta are nevoie de atenție, de îngrijire, de uscare și așa mai departe. După cum bine vedeți, probabil se observă pe lamă faptul că este dată cu ulei. Trebuie un pic de grijă, nu este ca oțelul inox, dar răsplătește grija pe care o avem față de cuțit. De ce spuneam că acest cuțit este foarte bun inclusiv la Bushcraft? Pentru că cei de la Bark River au avut grijă să pună pe spatele lamei un unghi, nu știu dacă este de 90 de grade, nu prea cred că este, care să permită atât răcâirea fetwood-ului, cât și aprinderea focului cu ferocerium. Lama este un pic rotunjită la margine, astfel încât așezarea degetului pe lamă pe mine nu mă deranjează. Nu simt că acel unghi de 90 de grade îmi intră în deget și mă jenează și așa mai departe. Este cumva rotunjită, dar acest lucru ia un pic din calitatea cuțitului de a produce scântei foarte bune sau de a răzui foarte bine diferite obiecte. Este într-adevăr, își face treaba, nu am avut probleme cu el, nu se pune problema să nu răzuiască fetul, nu se pune problema să nu obțin scântei, dar nu niște scântei de o calitate extraordinară sau nu atât de repede să face treaba de răzuire cum m-aș aștepta la un cuțit făcut din astfel de oțel. Dar încă o dată vă spun,
Probabil că așa a fost destinat, având în vedere utilitatea completă, complexă a cuțitului, să nu fie doar un cuțit de bușcă. Și atunci nu i s-a pus unghiul de 90 de grade, ci a fost considerat un cuțit universal, care poate fi folosit și la bușcă, dar poate fi folosit și la alte activități outdoor, cum ar fi vânătoarea, și atunci avem nevoie de a putea să punem degetul pe lamă, fie așa, fie în poziția pentru jupuit, da? Unde din nou avem degetul pe lamă și atunci lama nu trebuie să ne jeneze cu un unghi de 90 de grade sau un unghi ascuțit al spinării. Una peste alta, în afară de preț, și acest mic inconvenient, nu mic, minor inconvenient pe care vi l-am relatat, nu găsesc minusuri la acest cuțit. Mânerul este foarte ergonomic, are forma aceea de sticlă de Coca-Cola și stă extraordinar de bine în mână, cel puțin în mâna mea. Eu am mâna mediu spre mare și, după cum bine vedeți, nu am probleme, rămâne destul mâner, chiar dacă nu sunt în față, astfel încât să și eu, cineva care are o mână mai mare să poată utiliza fără grijă. Așa cum v-am spus, cuțitul poate fi folosit la activități de bushcraft. Din punctul meu de vedere, datorită rezistenței materialului, poate fi catalogat și ca un cuțit de supraviețuire, nu neapărat de bushcraft. Într-adevăr, dimensiunea lamei este cam mică, sunt și alte tipuri de acest cuțit, de Bravos, e Bravo 1,25, 1,5, Bravo 2, Bravo 3 și așa mai departe, care sunt mai lungi, mai adaptate. Dar una peste alta, acest cuțit face treabă, este destul de gros pentru a putea să facă batoning. Singura chestiune care ne limitează este lungimea lamei, astfel încât trebuie să fim atenți să spargem numai lemne care au un diametru care poate fi cuprins de lungimea lamei. Cam atât am de spus despre acest cuțit. Urmează să-l vedem în acțiune. Având în vedere valoarea, evident că nu vreau să-l pierd în pădure, de aceea i-am montat acest Monkey Fist pe mâner din paracord portocaliu, să-l văd atunci dacă mă aflu în natură, dacă cade sau uit de el pe undeva. Am făcut acest nod aici, este mobil, ceea ce mărește spațiu pentru degete, astfel încât poate fi folosit pentru batoning, dar și siguranță, pentru chopping, pardon, în cazul în care facem chopping cu mâna goală și atunci vom reduce din dimensiuni, dar poate fi folosit și în cazul în care folosim mânuși și în situația aceea vom lărgi la maxim această buclă, astfel încât să ne încapă degetele cu mânuși. Încă o dată vă spun, nu găsesc minusuri la acest cuțit, l-am utilizat, nu pot spune că l-am utilizat foarte, foarte, foarte intens, este cuțitul meu de preferință, pe el îl aleg în primul rând, în detrimentul tuturor celorlalte cuțite, dar pe perioada cât am utilizat, nu am avut niciun fel de problemă cu el, iar tăișul ține extraordinar, are un tăiș care bărbierește, nu a venit atât de ascuțit din fabrică, a venit ascuțit, tăia hârtie, însă nu bărbierea foarte bine, i-am pus un tăiș care bărbierește și în prezent, când m-am întors din ultima ieșire, într-adevăr a fost o ieșire de o zi, nu am făcut altceva decât să-i dau cu ulei. Cam atât despre el. Am terminat. Urmează să ne întâlnim undeva în weekend și să vedem cam ce poate face acest cuțit și cum se comportă comparativ cu celelalte cuțite pe care le-am testat. Specific, încă un lucru pe care am uitat să vi-l spun, specific acestui cuțit este faptul că are această lamă de tip convex,
care pleacă foarte, foarte, foarte de sus. Practic, pleacă aproape de la spinare. De fapt, în zona aceasta pleacă imediat de sus spinare, aceasta fiind zona unde începe să se ascută vârful. Ceea ce face din el atât un cuțit potrivit pentru tăiat, deoarece tăișul în această zonă este foarte subțire, dar și un cuțit bun pentru spart datorită grosimii lamei. Nu, deși pare foarte subțire și foarte delicat tăișul, ca și vârful de altfel, da? Nu este foarte solid, eu nu am emoții cu privire la el datorită calității oțelului din care este făcut. Bun, de data aceasta chiar am terminat și ne vedem în weekend să-l testăm în lemn, să vedem cum se comportă.